chestii la fel, cum am auzit și de băieții ăștia, vai că ești așa și ești așa. Îți strică dispoziția, jur, îți strică dispoziția ta ca femeie, îți strică dispoziția ta în absolut. Dar și reputația ta, nu te mai vezi, te duci, termină munca și ce fac? Să mă gândesc să fiu supărată că stai ce mi-a zis el. Nu, chiar te coboară în jos genul ăsta de persoană și chiar nu vreau. Adică să trebuie să analizez mai bine situația în multe privințe și eu. Adică nu, pentru mine atât. Da, nu mi-a zis niciodată un bărbat, da. Un mit de tine sau de astea. Păi astea nu sunt frumoase, adică nu mi se... Deci eu... Nu știu. Nu-mi trebuie să aud așa ceva. Chiar nu vreau să accept. Emisiunea chiar este, adică persoanele de aici sunt foarte speciale, dar băieții nu... Băieții nu, ceea... da. Nu, chiar nu. Asta este adevărul, nu. Să fii cine este, cine își găsește jumătatea, să fii fericit, Doamne, doriți la toată lumea, bă, asta este, îți dai seama. Să fie pace. Da, să fie pace. Da. Acum, sunt foarte bucuroasă, sunt bucuroasă că am intrat aici, sunt bucuroasă ce persoane am cunoscut, adică n-a să uit persoanele. Adică chiar ce am învățat în timpul ăsta chiar este ceva care sunt bucuroasă că eu în mare parte ziceam